Cine pe cine a convins? Dumneavoastră pe Peter să facă 700 de kilometri, 650, sau el pe dumneavoastră să-l filmați? Peter i-a făcut, nespunând nimănui, în 2012. Eu am aflat dintr-o știre absolut întâmplător și când am citit chestia asta, singurul meu regret a fost că n-am fost o muscă mică să fiu și eu într-un buzunar, să văd ce experiențe a trăit. Acest proiect s-a născut așa, într-un fel, trebuia să se facă. Lucrurile da, s-au avut și noroc de peisaj, tot ce înseamnă România frumoasă. Cel puțin directorul de imagine a reușit să ne transmită acea frumusețe pe care o posedă România. Și directorul de imagine și graficianul a fost alături de noi, Andrei Cârlan. Toată echipa a vibrat la povestea aia, adică în momentul în care te bagi în așa ceva, știi că trebuie să fii pregătit în orice moment. Lor întâmplările sunt multe, dar nu aveam cum să facem serial Peter Harley. Am selectat lucruri care să poată fi legate dramaturgic. Vreau să mulțumesc pentru un film foarte și foarte frumos. Fiecare întâlnire a eroului a fost autentică. Cred că nu există în lume atâta frumusețe cât există în România, care are și mare și munte și șes și coline, dar niște oameni extraordinari. Fiecare poveste este o baladă. Asta e o călătorie spirituală. Am avut norocul eu că am înțeles lucrul ăsta, că așa am tratat toată povestea, ca pe o inițiere. Mare parte din basmele noastre sunt, de fapt, inițieri ale eroilor.